Cum vezi povestea asta, domnule, când te uiți la televizor, tu când ai venit era Steaua și acum e FCSB, de exemplu. Și asta nu înțeleg nimic. Ia povestește-mă așa un pic. Nu înțeleg. Eu oricum am vorbit cu un prieten mai devreme, el are mulți ani, el tot albanez, are mulți ani că stă aici. Și tot stă aici, vorbeam, în România? Da, da. Și vorbeam de faza asta. Nu știu de ce lumea aici face așa. Doi Steaua, doi Dinamo, trei Rapiduri. Craiova. Doi Craiova, nu știu de ce. Parcă aici lumea îi place să strice fotbal, știi? Așa. Nu vrea să ajute, vrea să îi strice pe fotbal, știi? Doi okay. Steaua, ce e asta? Doar o Steaua trebuie să existe. Da. Mi pare rău, nu, crede-mă că mi pare rău pentru fotbalul vostru, pentru că voi aici tot timpul ați avut jocatori foarte buni și toată lumea știe ce jocatori a avut România înainte și echipe foarte bune. Ce înseamnă să câștigi Champions League? Da. Da. E ceva... Așa e, da. Și a ajuns unde a ajuns. Acum nu aveți niciun jucător ca înainte.